Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun să descoperim cum putem accesa resursele educaționale deschise de pe cele două canale create în cadrul proiectului CRED. Accesând site-ul educred.ro, puteți utiliza butonul Resurse educaționale deschise pentru a le descoperi. Veți fi redirecționați pe pagina digital.educred.ro, iar apoi, în partea principală a paginii, veți descoperi cele două canale YouTube, respectiv Primar EduCred și Gimnaziu EduCred. Resursele educaționale în format video sunt foarte bine structurate cu ajutorul playlisturilor pe disciplinele pe care le predați la clasă. După cum observați, aceste resurse educaționale deschise vin în sprijinul derulării la clasă a activităților conform noilor programe școlare bazate pe competențe pentru învățământul primar și sunt realizate de cadre didactice ce predau în școli din România. În cadrul fiecărui videoclip aveți o descriere care vă ajută să asociați resursa cu o anumită secvență de învățare. Descrierea este în partea de jos a videoclipului. Vă propun de asemenea să descoperim împreună canalul EduCred Gimnaziu. După cum observați, există resurse educaționale deschise în format video pentru clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a, dar ele sunt stratificate, sunt clasificate și pe discipline. De asemenea, recomandăm canalul EduCred și canalele experților RED, al profesorilor care au realizat aceste resurse educaționale deschise. În final, vă recomandăm și canale cu alte resurse educaționale deschise, precum Khan Academy, Școala și Comunitatea, Acced și Educat în România. Resursele educaționale deschise sunt realizate în cadrul proiectului CRED, Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, unul dintre obiectivele acestuia vizând promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasa noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial. Nu uitați! Linkurile de mai jos vă redirecționează către pagina de Facebook și respectiv de Instagram a proiectului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în activitatea didactică. La revedere!